Nu e joacă, virusul ucigaș din China cuprinde noi teritorii, iar reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății avertizează că toate țările trebuie să fie pregătite de o pandemie. Primele două cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost confirmate marți în Austria, iar unul dintre pacienți vine din regiunea italiană Lombardia, afectată de virus. Pacienții care prezintă febră ușoară au fost izolați într-o clinică din Innsbruck, potrivit autorităților. Oficialii din Croația au confirmat de asemenea primul caz de infecție cu coronavirus la un pacient care este spitalizat în capitala Zagreb. Totodată, Iranul este în fruntea țărilor afectate de COVID-19 în afara Chinei, cu 12 decese, majoritatea persoane în vârstă și cu alte afecțiuni, și 61 de cazuri de infectare. Situația nu este mai bună nici în Coreea de Sud, unde sunt 10 decese și 1000 de îmbolnăviri confirmate. În Italia, nordul țării este aproape paralizat din cauza coronavirusului, iar autoritățile au informat marți despre primul caz de coronavirus înregistrat în sud, la o femeie originară din Bergamo, care se afla în vacanță la Palermo. Focarul de coronavirus din Italia afectează mai ales regiunile din nord, mai concret Lombardia, unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri de contagiune, și Veneto. Noul coronavirus a infectat peste 230 de persoane în această țară și au fost raportate 7 decese în rândul unor persoane în vârstă sau cu diferite afecțiuni. În China, numărul deceselor cauzate de coronavirus a depășit 2600. Oficialii Organizației Mondiale a Sănătății spun că nu putem vorbi deocamdată de o pandemie, dar nu exclud acest scenariu în perioada următoare. Does this virus have pandemic potential? Absolutely it has. Are we there yet? From our assessment, not yet. Using the word pandemic now does not fit the facts, but it may certainly cause fear. Reprezentanții OMS insistă că este important ca țările să ia urgent măsuri clare de prevenție, dar nu se pune deocamdată problema de închidere a frontierelor. Compania aeriană națională bulgară a anunțat, de exemplu, anularea începând de marți a tuturor zborurilor către Milano, până la sfârșitul lunii martie.